Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Eurofermă. Cred că niciodată mai mult ca în acest an nu s-a simțit că la agricultură și la politică chiar nu se pricepe toată lumea. Iar dacă vorbim despre agricultura din România, ea este foarte diversă și depinde de la zonă la zonă. Astăzi suntem în zona Moldovei și avem parte de o întâlnire cu foarte mulți fermieri. Mircea mă numesc, Mircea Ioan, sunt din Mărgine, în Piatra Neamț. Avem o societate comercială în domeniul agricol, 200 de hectare. Cultivăm, începând de la soia, grâu, floare, porumb și un pic de ovăz. V-aș opri încă de la început prezentării dumneavoastră, pentru că soia în România este o cultură problemă. Și atunci o să vă întreb, cum reușiți soia și cât alocați ei? Ca să o spunem drept, soia se susține prin prisma subvenției, care revine la toată suprafața, în principal pentru înverziri. Dar și soia ține de an. Deci în an bun, în an ploios, își scoate fără nicio problemă toată cheltuiala plus venituri foarte bune, pentru că, uite, de exemplu, a fost anul trecut, preț, tot ce dorești. Pe când anul ăsta, problemele sunt cu seceta. Dar până la urma urmei, dacă o iei logic, soia își scoate... Să nu fim chiar... Soia clar merită, atâta doar deci că depinde foarte mult de an. Și pentru că vorbeam chiar și domnul Iacob spunea la începutul evenimentului că provocările în agricultură sunt din ce în ce mai mari. Și sunt convinsă că se referă la seceta. Să vă spun un alt lucru. Toate culturile au în fiecare an probleme, îți aduc probleme, îți aduc noutăți, îți aduc lucruri care te gândeai că, dau un exemplu, nu o să le faci niciodată. Un exemplu simplu, de 30 de ani 32 de ani de agricultură, floare anul ăsta a trebuit tratată pentru, în principal pentru afidi, două tratamente. Anul trecut, unul singur. Anul ăsta, pe două tratamente. Ideea este cât îți permiți. Ce utilaj ai, ce vrei să faci, plus că noi suntem și mai conservatori, noi ținem floarea de când o cultivăm și până de la când am început cultura la floarea soarelui, de exemplu, acum mulți ani nu se cultiva floare în zonă, când nu erau condiții. Ei, de când a început floarea, noi avem o chestie clasică. Prășim mecanic și bilonăm floarea în fiecare an. Deci, indiferent de situații. Cu atâtea lucrări merită floarea, mai devine profitabil? Nu există. Deci nu există. Acum, știți cum este. Îi faci lucrări, dar dacă nu este hrănită, nu este îngrijită, nu ai tratamentele făcute, cheltui banii cu lucrările. Dar, la urma urmei, orice cultură, dacă este făcută și mai ține și de Dumnezeu să ne ajute cu ploaie, e rentabilă. Putem face floarea soarelui fără tratament la sămânță? Să vă spun un singur lucru. Mai tare este bătaia albinarilor, cei cu albinile, față de noi agricultorii, care avem o unire de aia românească. Plecăm 5 și rămânim 1. Nu este, haideți să vă spun pe sincer. Anul ăsta s-a dat drumul la tratamentul ăsta. Da, și am făcut două tratamente de afidi. Bun, anul trecut a fost sămânță netratată pentru așa și am făcut un singur tratament. Dar anul ăsta au fost afidele mai prezente ca niciodată, că am avut și anul șoarecilor, dacă vă amintiți. Am avut și un an în care melcii ne-au... Corect. În fiecare an este altceva. Dar, luând anul ăsta, deci anul trecut netratată, anul ăsta tratată, ne-am izbit în două. Bine, că și-au avut condiții anul ăsta afidele, au lucrat, au avut ce mânca, corect. Dar am avut și floare care, de exemplu, noi am semănat și avem o regulă, mai punem o anumită suprafață după porumb. Adică o lungim 2 săptămâni. Floarea aia a rămas doar cu un singur tratament. Nu a mai luat a doua. Cât contează? Deci... Sunt foarte multe, foarte, foarte multe provocări. Da, mie mi se pare că dacă până acum facem emisiunea de vreo 15 ani de zile, dacă până acum vorbeam cu un fermier și te puteai baza, domnule, știu că asta se face, asta se întâmplă, experiența în ziua de astăzi nu mai contează. Ca celălalt. Da. Bine, experiența, hai să fim realiști, contează în anii grei. Da. Deci, să nu-mi spună nimeni, în 32 de ani erau ani în care... nu câștigai pe cât cheltuiai. Ani grei, deci după Revoluție. În agricultură noi am fost și eu am fost în agricultură de atâția ani. Acum ai două șanse. Ori faci agricultură și mergi pe domeniul ăsta, ori
E și foarte mult aglomerații în piața agricolă, să vă spun sincer. Deci sunt și foarte mulți agricultori apucați așa, din mers, hai că merge, hai că dacă ăla au făcut, fac și eu garantat. În anii grei, experiența contează, nu contează produsul. Produsii sunt în piață gârlă. La ora asta, telespectatorii emisiunii noastre urmăresc, pentru că s-a intrat la recoltat, urmăresc să compare cumva ce s-a întâmplat într-o zonă, ce se întâmplă în cealaltă. Cum simțiți dumneavoastră că este acum producția? E la jumătate. La jumătate. Deci, arăta mai bine vegetație, spre exemplu, da, orzul? În toamnă era mult mai ok, în primăvară la plecare, dar și v-am spus că provocare în fiecare an. În toamnă a fost atac de musculițe, de doamne iartă-mă. Au înțepat, cine a mai tratat sămânța cu insecticid, dar trebuia să ai o idee, că până anul ăsta nu a fost. În primăvară au luat orzul la boli. Și sunt suprafețe și am și eu inclusiv o suprafață de vreo 3 hectare și care s-a terminat. N-am văzut-o că de la o zi la alta era din 5 mai. Orice cheltuială făceam era în zadar, am mai pățit-o acum 10 ani, Același situație. Și când am văzut-o bine atunci, n-am avut flerul să o întorc. Dar, băi, nu m-am riscat, era prima dată, băi, zic, eu știu, chiar întorc, las că fac eu vreo 1.200 și am făcut 1.000. Și anul ăsta am zis că nu, deși să mă încurc. Am întors, am semănat porumb. Asta e viața. Iată o decizie pe care o iei doar în urma experienței, că tot vorbeam de... E greu. Mi-ați povestit puțin mai devreme, greu aveți? Da. Cât, cum sunteți? 20 de hectare. La jumate față de anul trecut. Dar noi, în principal, din 200 de hectare, cam 25 de hectare sunt cu păioase, în jur de 10 hectare cu soia, care să avem norma de 5% de zi. Restul este floare, porumb, și ne mai facem rotația din floare, din soia pentru porumb și din păioase. Deci asta e, rotația o facem. Bună ziua, domnule Andrei Ciocoi, îmi face plăcere să ne vedem. Astăzi, în zi de sărbătoare, Corteva a adunat fermierii din zona Moldova și le-a dat cadou inclusiv 2 saci de rapiță celor care au purtat numele acestei sărbători, Petru și Pavel. Eu am să vorbesc cu dumneavoastră despre rapiță. Dacă ne puteți spune câteva cuvinte, pentru că, iată, suntem în perioada în care trebuie să ne alegem deja hibrizii pentru rapiță. Bună ziua, pot spune că e o tradiție deja la Piatra Neamț, la Zănești, aici împreună cu TCE 3 Brazi de Petru și Pavel să facem eveniment, să avem 300-400 de oameni minim, anul ăsta avem 5, mulțumim fermierilor că au venit și invităm din toate zonele să vină să vadă. Înțeleg că ne putem face agenda și pentru anul următor de Petru cu și Pavel aici? Cu siguranță, early booking-ul funcționează și aici și putem să spunem că la anul încercăm să facem venind și mai în fiecare an încercăm să îmbunătățim ce am făcut în anul anterior și dacă vorbim de rapiță avem o testare foarte importantă aici, în această zonă în care, să spunem, rapița nu neapărat este cea mai importantă cultură, pe urmă este vedeta de departe în zona Neamț, n-are rost să discutăm, dar și rapița își face ușor-ușor loc pentru că este o plantă care te ajută în fermă să vii cu bani mai repede, te ajută să ai un grâu reușit, dacă vreți așa, adică premergătoarea este foarte importantă, iar grâul, dacă îl faci după porumb sau după floare, ai câteva inconveniente puternice, printre care cel mai mare este acesta cu lipsa de apă, pregătirea deficitară a terenului și atunci rapița este mănușa. Dacă vrei grâu bun, trebuie să ai rapiță. Dacă vrei grâu de 7-8 tone, 9 tone la Neamț, trebuie să ai o rapiță bună. Și atunci trebuie să spargem cumva un pic din acest monopol și să spunem după grâu o anumită suprafață pe care voi avea grâu bun anul viitor, nu doar rapiță, merge cu rapiță. Și foarte simplu de înțeles, venim în acest sens cu 2 hibrizi foarte puternici pe această zonă. De ce 2? 2 pentru că de fiecare dată trebuie să fim, exact cum spune vorba românească, nu punem toate ouăle într-un coș, trebuie să fim pregătiți pentru ambele scenarii. Fie secetă, fie precipitații bogate, noi trebuie să fim acoperiți. Nu trebuie să ne lăsăm, cea mai mare greșeală este să fim influențat de anul precedent. A plouat anul trecut, gata, visăm și vânăm avioane cu toții și punem nu știu ce hibrid. Nu. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ și să împărțim riscurile în două. Un hibrid care să dea rezultate bune pe secetă, un hibrid care să dea rezultate bune în... Pentru că, știți cum, pe medie trebuie să ieșim cel mai câștigat. Și atunci, la fiecare cultură, noi recomandăm fermierilor un ofensiv și un defensiv. Un ofensiv 303, un defensiv 298 la rapiță, cu plajul perfect de hibrizi, hibrizi care sunt dotați cu rezistențe de top, cu genetică, nu mai discutăm, cu adaptabilitate impresionantă pentru orice zonă din România și nu numai.
pretabil la semănatul timpuriu, dar foarte important și la semănatul tardiv, pentru că aici este zona în care câteodată precipitațiile vin târziu și atunci ai nevoie de ceva care să crească repede în toamnă și acești doi hibrizi sunt favoriți. De asta preferăm să vorbim de doi foarte buni, doi importanți, doi care merg aruncați în mâna oricărui fermier din România dornic să încerce această aventură cu rapte. Este o cultură pretențioasă, o cultură care solicită fermierul, dar și anul ăsta dacă faci 3 tone jumătate de rapte la 700 de euro tona, putem spune că suntem mulțumiți. Eu am să vorbesc despre dorința fermierilor ca rapița în momentul recoltării să nu se scuture. Ce avem aici? 298 este împlinirea, să spunem așa, cerințelor și visurilor fermierilor. Este hibridul cu rezistența cea mai mare la scuturare, dacă vorbim de acest capitol. Este un hibrid rustic, un hibrid care între 3 și 4,5 tone nu prea are adversar în România, care se adaptează foarte bine, care dă rezultate bune și în acest context al prețurilor ridicate la fertilizanți, dacă vorbim azotul, este la un preț record și atunci ai nevoie de un hibrid care să se descurce și cu cei de fermierul. 298 este hibridul perfect, rezistent la scuturare, rezistent la partea aceasta de fertilizare, care merge pe orice teren, mai slab, mai bun, e un hibrid universal, dacă vreți așa. PT303 e puțin mai pretențios, e mai elevat, așa, vrea fermier tehnic, vrea fertilizare minim 140 kg de azot, substanță activă, vrea grijă. 298 e puțin mai rustic, dar întotdeauna îi recomandăm pe amândoi la pachet și 303 are un nivel bun de rezistență la scuturare, nu este ca 298, dar pentru acei fermieri care controlează bine recoltarea și au utilaje suficiente, pentru că în realitate suntem cam singura țară care recoltăm rapița la 5 umiditate, cum o să vedeți pe sudul României, dacă mergeți azi în timpul amiezii are 5 umiditate, Neamțul recoltează la 13-15 umiditate și atunci de asta la noi e mai stridentă un pic nevoia, plus de asta cu utilajele în trecut erau puțin cam întinse pentru suprafața pe care o avem, dar acum s-a cam rezolvat acest aspect. Fiecare cu un fermier bun știe că cu cât recoltezi mai repede, cu atât ești mai performant. Și s-a cam rezolvat, să spunem, din această necesitate. Eu ce văd personal, văd fermieri care în 3-5 zile termină cam orice campanie. Fie că vorbim de semănat, pregătire, tot. E nemțește de acum, să spunem, treaba și atunci cred că gena aceasta o să vedeți, începe ușor să nu mai fie atât de durită și vorbim despre rezistență la sclerotinia, vorbim despre creștere bună în toamnă la un hibrid care, să spunem, a răsărit târziu, vorbim despre alte caracteristici care pot ajuta, să spunem, cultura de rapiță, mai importante din punctul meu de vedere decât acea rezistență la scutură. Dar pentru aceia dintre fermieri care vor un hibrid care nu se scutură și vor să recolteze chiar și în august, 298 este hibridul perfect și hibridul recomandat. Bine ați revenit la noi în unitate, la societatea TCE 3 Braz. Noi avem în suprafață de 5.000 de hectare, suprafața arabilă, din care 1.800 de hectare sunt cu porumb de consum, 300 de hectare cu porumb silos și 1.000 de hectare cu porumb de sămânță. Restul, soia, floarea soarelui și culturi furajere. Vă spuneam la colegi că eu sunt fan Pioneer, din totdeauna le-am spus treaba asta, și asta nu pentru a face reclamă la hibrizi Pioneer, a faptul că an de an obținem producții foarte mari. Așa cum v-am zis, am obținut în ultimii 3 ani între 12.500 și anul trecut producții record de 13.400 de kilograme la hectar. A fost un an când a fost secetă și atunci am obținut 9.000 de kilograme. Deci zic eu că hibrizii din grupa din Pioneer sunt cei mai constanți în ceea ce privește producția. Indiferent de... Deci în primul rând constanța în producție. În al doilea rând, noi cultivăm, chiar dacă sunt un pic mai scump, hibrizi Agvamax. Am spus la colegi că am făcut experiență, deci pe testate, nu teorie. Pe 100 de hectare am pus un hibrid din grupa 350, în aceeași grupă 350 Agvamax și hibrizii cu tehnologia Agvamax au mai stat verzi chiar în condiții când seceta a fost încă 21 de zile. Ceea ce a acumulat, a continuat să acumuleze substanță uscată și producția a fost cu 30% mai mult decât 35% chiar mai mult decât hibrizii clasici. Toată lumea a văzut că s-a ridicat temperatura și în zona noastră și s-a trecut de la hibrizii extratimpurii la hibrizii timpurii și chiar tardivi. La noi, de exemplu, acum se pot cultiva și hibrizi din grupa 400, că ajung la maturitate, dar
ibrize din grupa 400 prind și o perioadă de secetă din luna iulie și se diminuează producția. Ori Pionierul a scos în ultima vreme ibriz din grupa 240, este ibridul 8812, pe care eu l-am cultivat anul trecut pe o suprafață de 250 de hectare, unde am obținut 13.000, știu cifra exactă, 13.470 de kg la hectar. Deci putem cultiva ibriz din grupa mică, extra timpurie, grupa 240, 88, 12, ajunge la maturitate mai degrabă, nu prinde arșița din iulie. Și în afară de aceasta îl poți recolta cu 17-15% umiditate și scap și de uscatul porumbului, care mai ales anul ăsta cu prețul gazului și asta cred că o să fie un preț foarte mare și în loc să-ți diminuezi cheltuielile, tu le mărești cu uscatul. Mulți fermieri au ideea că rapița în plug e mai bogată decât rapița în cultură minimtil. Ce ați observat dumneavoastră și dacă pentru rapița pe care o vindeți putem face o legătură între pregătire? Aș spune așa, că putem să împărțim în două, ca orice lună. Nu există, știți cum, în agricultură adevăr absolut sau rețeta perfectă pentru agricultură. Sunt foarte mulți fermieri care stăpânesc bine tehnica aratului și atunci o fac ca la carte. Și sunt noviți, să spunem, partea asta de minimum tilit sau descarificat, dezmiriștit, cum vrem să-i spunem. Și atunci, unii fermieri veți vedea că sunt foarte mulțumiți de plug, da. Unii fermieri sunt foarte mulțumiți de adevăr. Și e normal să fie așa. Normal să fie așa, pentru încă o dată, experiența și minimum tilit, lumea îl înțelege puțin greșit, îl înțelege ca și cum ar fi doar o scoatere a răturii din peisaj și atâta. Nu, este un sistem diferit de mașini și atunci trebuie să ai o semănătoare pregătită să facă treabă în minim utilist, trebuie să ai utilaj special pentru așa ceva. Și combina... Totul trebuie să fie un pic diferit. Trebuie să fii pregătit să intervii chimic mai puternic decât la arătură, pentru că mulți preferă arătura de celălalt. Nu ai probleme cu samulastra, o să ai grâu aici colo, în minim utilist. Dacă nu ești atent cu samulastra de grâu, e greu. E greu. Și atunci e o provocare acest sistem de lucrare a solului, dar aș putea spune că minimum tillage este mai de actualitate. Ce ar trebui să reamintim sau să înțelegem cu toții este așa. Arăm înseamnă minim 25 de litri de apă pierduți, dezmiriștim, avem 25 de litri în plus. Ce se întâmplă dacă, să spunem, am rupt o solă în două, jumate o ar, jumate o scarific, să spunem, semăn rapiță pe amândouă, mi-a răsărit rapița la 15 litri de apă și nu plouă 30 de zile. Care rapiță riscă cel mai tare? Și atunci, nu doar răsărirea. Aș spune că așa, la plug, dacă ai apă, poți să faci nicio problemă. Când ai apă, poți să faci orice. Exact. Să ne lămurim așa, când ești într-o zonă secetoasă, m-aș uita mai cu atenție la ce risc să pierd când dau cu 3 ori cu discul, cu plugul și așa mai departe. Dacă sunt într-o zonă în care plouă, știți cum e vorba americanilor, apa spală multe greșeli pe care le putem face așa și aici. Cred că e foarte important să stăpânim metoda pe care o folosim mai presus de cine are dreptate, dar aș trage un semnal de alarmă pe tema asta. Cu în orice caz, hibrizii dumneavoastră n-au o recomandare pentru minim... Odată răsăriți, nu mai contează nimic. Nu mai... Să-i ținem curați de boli? Evident, aici în toamnă este foarte important pachetul, să spunem, de tratament sămânță. Lumigen pentru noi este obligația de a proteja sămânța până în 6 frunze, de la sămânță până la 6 frunze la rapiță și merge fără discuții. Vorbim aici de un fungicid complex, Cenic Gold, care ține rapița curată de orice boală. Vorbim de un biostimulator, un biochelta, care ajută să treacă rapița prin episoade de 30 de grade, cum avem afară, și un insecticid, să spunem, cel mai complet și complex din piață la ora actuală, singurul insecticid care este capabil să țină rapița curată de la răsărire până la 6 frunze, fără nicio emoție, fie că vorbim de pureș, de filotreta, psiliode, sau atalia, sau delia mai nou, singurul care poate face curățenie în această cultură. De aceea, cum să spun, cred că contează pachetul cu adevărat. Adică genetică de top, protejată de produse de top și cu siguranță viața. Nu suplinim apa, nu avem cactuși în sac, dar încercăm să alegem produsele cele mai adaptate, iar probabil față de concurență investim cel mai mult în partea aceasta de cercetare și de zonare a cercetării. În spatele loturilor de prezentare de astăzi, de la TCE 3 Brazi, avem rapiță, floare și porum, un loc unde compania investește peste 100.000 de euro în acel loc, unde și testăm 500 testare. Doar testări, variante, azot mai mult sau mai puțin, diferite versiuni de erbicide și așa mai departe, și la fel încât în momentul în care mergem
în fața fermierului să vorbim cu date și nu doar cu părere. Asta este foarte important pentru noi. Ce mai fac pionierul? Au creat niște suprafețe în vreo 20 de locații în țară, unde cultivă ibrizi, care consideră dumnealor că s-ar preta pentru zona respectivă, fac o microzonare. La noi este o locație din asta și în funcție de rezultatele pe care le obțin aici, recomandă la fermieri, domnule, nu mai cultiva ibridul respectiv care se pretează poate în sudul țării, cultivă ibridul ăsta ca aici, la dumneata, aici se pretează. Se întâmplă în ultima perioadă să vorbim despre noi produse care să ajute fermierul. Iată biostimularea la sămânță. Cum o vedeți? Nu numai rapița, și porumbul. Eu cultiv porumb cu tehnologie lumigenă, unde ce se practic tehnologia? Tratarea seminței cu niște biostimulatori. Iar la lăsărit, plantele sunt ferite de stres. Noi anul ăsta am semănat porumbul pe 7 aprilie, ceea ce când începeam eu agricultura, se părea de domeniul fantastic. Atunci începeam să semănăm sfecla de zahăr și nu porumbul. Ori, datorită tehnologiei lumigen, am reușit să semănăm la 7 aprilie, a răsărit exploziv, deci nu a avut nicio influență, chiar dacă a fost vreo 4-5 zile cu temperaturi mai scăzute, s-a ajuns până la 0 grade. Vedeți că cu încălzirea asta globală trebuie să faci tot posibil să prinzi cât mai mult temperaturi mai mici, poate prinzi și o perioadă cu ploi, din iulie încolo secetă. Vă spuneam la colegi că încălzirea globală era o utopie înainte, acum este o certitudine. Îi spuneam la colegii ăștia mei mai tineri, băieți, peste vreo 20 de ani o să cultivați plante exotice în zona asta. Așa va ajunge. Sunt perioade și la noi aici, care suntem sub munte, sub zona submontană, perioade cu temperaturi ridicate foarte lungi, o perioadă lungă, urmată de o perioadă foarte scurtă cu instabilitate. Și nu mai sunt ploile de altă dată care veneau cu front atmosferic, sunt punctiforme. De exemplu, noi am avut șansa cu 10 zile să cadă aici 30 de litri. Ori colegul la 2 km mai încolo nu i-a căzut deloc. Ce e vinovat el că nu a căzut și face aceeași tehnologie ca și mine. Deci este foarte, foarte greu și îi așteaptă pe colegii mei, ăștia mai tineri, vremuri foarte grele. Dacă nu, sistemul de irigații nu își amenajează irigații, nu văd viitorul agriculturii românești, chiar și în Moldova, mai ales în Moldova, a fost văduvită anul ăsta cel mai mult de setă și în ceilalți ani nu-l văd. Eu am convins conducerea de la ferma noastră să amenajeze un sistem de irigații. Avem 3.000 de hectare să irigăm. Am început, conducta principală este în sol și sperăm, începând de la anul 1500, în următorii 2-3 ani, 3.000 de hectare cu fonduri proprii. O investiție foarte mare, un curaj foarte mare din partea lui domnului inginer Mihai Tărâță, cu responsabilități mari și din partea noastră a inginerilor, că investiția este foarte mare și trebuie recuperată, dar sperăm să fie bine, pentru că noi facem agricultură, nu ne lăudăm de top, dar dacă n-ai factorul apă, producția e la nivelul factorului care este cel mai puțin. Ori dacă avem și apa, atunci sperăm să facem producții care să aducă rentabilitate. Eu am 3 copii, 2 băieți și fata. După cum v-am spus, băiatul e deja în domeniul agricol, e inginer agronom la ferma lui domnul Mihai Tărâță. Da. Celălalt a terminat automatic calculatoare anul ăsta la Iași, pe programare. Vrea mai master acum, și-ar vrea ceva pe partea de, în agricultură, adică pe partea asta de programări, de utilaj, că deja mi-l ia nouă și mi-l tot softează și se uită și vede că tata, că se vezi că nu știu ce. Băi, am zis, indiferent ce se întâmplă, nu e o problemă, adică nu, ferma duce. Eu nu v-am spus, eu când am plecat în 90 aveam 2000 și ceva de hectare. Și acum? În 2004 o trebuie să iau o hotărâre.
Înainte de a intra în Uniunea Europeană. Asta e. Ca înainte și sincer. După Uniune, exact. Agricultura. Da. Ei, înainte de a intra în Uniune, a fost o perioadă grea și am zis stop. Ori familie, ori agricultură. Și am zis nu, îmi opresc suprafață mai mică, cealaltă suprafață am predat-o chiar la domnul Tărâț, tatul lui Mihai. Lui domnul Mihai. El a luat toată suprafața care am lăsat-o noi. Și am zis nu, noi rămânem cu suprafață mai mică, că nu se putea. Eu să mă uit la dumneavoastră, pentru că văd așa, sunteți agricultor, aveți pe de-o parte un inginer agronom și aveți și un inginer de automatizări. Da. Se îmbină toată treaba asta într-o fermă? Adică dacă agricultura cum ne cere Uniunea? N-au loc amândoi. De ce? Nu. Eu dacă le-aș face o provocare, eu le-aș face o invers. Ia unul 100 de hectare, ia celălalt 100. Și vede ce e mai bine. Ori agronomul, ori automatizarea. Trebuie să-și asumi de la zero. Pentru că poate intra, zic eu, între ei mei nu o să fie, dar de obicei la doi nu cred eu. Greu să colaborează. Să separăm ferma, nu e nicio problemă, pentru că eu, spun sincer, poate mai trag câțiva ani, dar deja am nepoțică, lucrurile s-au mai calmat pentru mine în agricultură. Deci nu o să fac 50 de ani de agricultură, că doar nu sunt statui cu agricultori pe câmpurile astea. Ați văzut, deci nu. Oricât stai în agricultură, statui de acelui care este nu se face. Eu fac și procesare, aici e problema. Asta vreau să spun. Da, noi de mulți ani. Noi avem un centru de măciniș, noi facem inclusiv furaje, avem și moară de grâu, deci și moară de porumb, avem și o prestare, deci, sincer, cum se cheamă, salarizarea se face de la prestare. Această idee că fermele mici pot închide cercul cu ceva, o vedeți? Ok, ați făcut-o dumneavoastră, dar dacă ar face-o toți vecinii dumneavoastră, ar mai fi rentabilă? Putem face lângă fiecare fermă procesare? Eu să vă spun ceva, nu este o problemă. Poate să fac, problema e să-ți asumi procesarea. Că a procesa înseamnă și așa vinde. Păi tu ce procesezi trebuie să vinzi. Bun. Când vinzi, nu vei vinde niciodată acolo tot, în localitatea ta. Trebuie să ieși în piață. În piață nu ai ce căuta, fără calitate și fără să promovezi marfa. Ai încercat să valorifici toată marfa proastă prin procesare, garantat să omori procesarea. Haideți să vorbim un pic și despre produsele Corteva. Ce din cât din ferma dumneavoastră aveți, fie la floare, la porumb? 70%. Știți de ce nu am 100% sau de ce am 70%? De ce mă întrebați? Și. Ei, am 70% pentru că în fiecare an noi probăm anumite produse de la când... Eu, de exemplu, lucrez de 32 de ani cu Alcedo. Deci din 1990, de când am intrat în agricultură, lucrez cu Alcedo. Ei, sunt furnizorul de... Exact. Ei, Alcedo vinde produse și Corteva și mai multe. Bun. Dacă ar trebui să mă monopolizez pe Corteva, n-aș mai vedea lucrurile celelalte. Cel mai bine, noi așa lucrăm. La porumb, 70%. Bă, sunt buni. Deci, ce, Doamne, iartă-mă, știți cum e, ca la alergare. Bă, e bun. E bun. Da. Să fim corecți față de ei. Corteva e țiplă, pionierul. Bravo lor, eu atât li spun. Să-l dea Dumnezeu să minti, cum ne doreau mie bătrânoți. Bă, ții, nu-ți trebuie bani. O zic că trebuie minti și înțelepciune. Că cu astea două o să faci mult în viață. Că dacă îți dă Dumnezeu bani, la anul s-ar putea să nu-ți mai dea. Și ai rămas și prost și fără bani.